Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube, Diverse Culinarii. Astăzi am făcut o ciorbiță din carne de țară și fac și vinete cu carne. Am spălat și tăiat vinetele în două, am scos miezul, după cum ați văzut, am pus două cepe, tăiat mărunt, la fel și vinetele. 4 bucăți de vinete am avut, le undesc un pic, am pus și 250 de grame de carne, peste care am să adaug imediat când se omogenizează tot deci lăs un pic să se mai amestece, am să pun și puțin delicat, după care mai lăs să se împreuneze, să se prindă toate gusturile de ceapă, de vinete, de carne și de delicatul. Și am să adaug o cană, cam de 200 de grame de orez, dar cred că o să fie 150, cam așa. După ce carnea și-a schimbat culoarea, eu am să adaug și orezul. Am adăugat orezul și incorporez foarte bine tot. Am pus și câteva bucățele de șuncă. Am să adaug și un pic de suc de roșii. Las să se mai fiarbă puțin în... El nu știu cât daie. Acum dau cu paleta și sugă de tigaia. Pregătesc într-o timp o tavă peste care pun un pic de suc de roșii și împănez vinetele cu compoziție. Mai adaug apă în tigaie. Deasupra am să pun un pic de parmigiano, acopăr cu o folie și dau la cuptor pentru o oră și 10 minute. Am scos o vânătă umplută, peste care am să adaug și puțin iaurt grecesc și asta este prânzul meu.